În ultimii ani, Arsenie Boca a devenit unul dintre cele mai importante branduri ale României. Știți dumneavoastră, precum Casa Poporului, Dracula, corupția, șaorma cu de toate. E o arsenizare, nu numai a zonei, în toată țara. Ați văzut, chinezii fac tot felul de... Au devenit arseniști așa, dintr-o dată. Tot felul de chestii apar cu chipul Părintele Arsenie, au apărut tricouri cu Părintele Arsenie Boca. Am senzația unei deșertificări a zonei de echilibru, a ceea ce înseamnă Părintele Arsenie Boca și fenomenul în sine. Și până la urmă, de ce să nu fie Părintele Arsenie Boca brand de țară? Are de toate, sute de mii de oameni care merg în pelerinaj la mormânt, izvor, chilie. Apoi are o imagine impecabilă de clar văzător și victima a securității. Și nu în ultimul rând, obligatoriu pentru un brand de țară, Arsenie Boca are poze cu citate care circulă pe internet. Dar, așa cum ne-a învățat o altă figură marcantă a zilelor noastre, Spider-Man, cu o mare putere vine și o mare responsabilitate. Așa că uneori poate că nici supramediatizarea asta nu face atât de bine. De exemplu, după ce îl vezi pe Arsenie peste tot, chiar încep să-l vezi peste tot, cum a pățit tanti asta. Aici văd ochii, aici, capul, gura și umerii. Să văd. Barba îi se vede? Barba. Aici în jos. Doamnă, îmi pare rău să vă spun, dar aia e o pată de ulei de la cartofi prăjiți. Totuși, dacă dumneavoastră vedeți ce vedeți, nu pot eu să vă contrazic. Chiar v-a apărut Arsenie Boca pe tencuială, că altă treabă mai bună n-are. Și ăsta nu e singurul efect al mediatizării în exces. Ia uitați ce pățesc cărțile despre părinte. Aproape toate sunt piratate. Deci cărțile noastre le întâlnim la prislop până la mănăstire, în special, piratate toate. Adică? În formatul ăsta așa? Identic, identic, cu datele noastre de contact, cu tot ce în București la fel. Deci tot ce se vinde la metrouri, au făcut tonomate din alea cu cărți, toate sunt piratate. Asta mi-aduce aminte de pirații de la începutul anilor 2000, care stăteau în piață și vindeau CD-uri. Jocuri băieții, filme băieții, programe băieții, Arsenie Boca avem, calde bune, calde bune! Fiind vorba de piraterie, mă mir cât mai durează până se bagă chinezii pe fir, că ăia sunt experți în piraterie. S-au băgat deja, nu? Arsenie Boca este fabricat în China și face minuni pe tarabele comercianților. Toate obiectele care au vreo legătură cu teologul dispar imediat. Credincioșii le-au cumpărat de la pelerinajul Sfintei Parascheva. Cum concurența e la sânge, comercianții trebuie să cumpere obiectele cât mai ieftin. Prețul mic nu e o minune cerească, ci una venită cu vaporul, tocmai din China. S-au ajuns chinezii să facă... Hai că am trăit să o văd și pe asta. Arsenie Boca, chinezul. Mai urmează să aflu că și moaștele Sfintei Parascheva au fost turnate undeva prin Taiwan. Dar a verificat cineva? Sigur e Arsenie Boca sau e Boca cu 2 de C? Ca la Adibas. Adică e vorba totuși de brandul României, nu de frunza amărâtă a Elenei Udrea. Nu putem să ne facem de râs cu chestii de astea. Arsenie Boca este confundat însă cu Iisus Hristos. Tablourile care le înfățișează pe călugărul român sunt prezentate ca fiind obiecte religioase cu Iisus Hristos în stil ortodox rusesc, împodobite cu argint. Iisus Hristos în stil ortodox rusesc. Cum sună asta? E ca supele alea la plic. Conține aromă identic naturală de ciuperci. Sau ca băuturile spiritoase care nu sunt vodcă, sunt tip vodcă. Dar știi ceva, Răducule? Cred că mi-a venit o idee. Da, ce-ar fi să împachetăm frumos democrația din România și să o vindem peste hotare, drept democrație originală, stil sovietic?